Între 3 și 6 mai 2018, 9 echipe de elevi de liceu au participat la finala competiției naționale Cansat 2018. Evenimentul a fost organizat de Biroul European de Resurse pentru Educație Spațială România, un proiect al Agenției Spațiale Europene în parteneriat cu Agenția Spațială Română. Ediția de anul acesta a avut ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, în colaborare cu Aeroportul Internațional Alexandru Podgoreanu Tuzla. Competiția Cansat este o simulare a unui satelit integrat în volumul și forma unei doze standard de băuturi răcoritoare. Provocarea pentru elevi a constat în includerea tuturor subsistemelor majore ale unui satelit, cum ar fi alimentarea cu electricitate și comunicațiile într-o doză de băutură răcoritoare cu un volum de 330 ml. Cansatul a fost lansat de la o altitudine de aproximativ 1 km și a trebuit să îndeplinească o misiune și să aterizeze în condiții de siguranță. Proiectele selectate pentru ediția din acest an au fost lansate cu ajutorul unui avion. Campania de lansare a avut loc pe Aeroportul Internațional Alexandru Podgoreanu Tuzla. Pe locul 3 a fost desemnată echipa Flying Boots Corder Dojo Timiș, iar locul 2 a fost ocupat de echipa Mico 18 Cansat, Liceul Teoretic Zeche Limico Sfântul Gheorghe, coordonată de doamna Peto Maria. Echipa câștigătoare a competiției naționale este echipa Canescent a Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu București, coordonată de doamna Stoica Ioana. Ea s-a calificat direct în finala competiției europene de Cansat 2018, organizată de Agenția Spațială Europeană.